și bine ați venit la un nou clip. În acest clip vom face piept de porc la cuptor. Avem un piept de porc cu os feliat, gata, pregătit pentru a fi preparat. Pe lângă aceasta avem nevoie de sare, piper, avem un piper boabe proaspăt, cimbru, coriandru, pudră de boia de ardei, 4 căței de usturoi gata pisat și nu în ultimul rând vom avea nevoie de ulei pentru a face sosul special. Pentru sos avem nevoie de coriandru, piper, ulei, usturoi, boia. Le punem pe toate împreună, le amestecăm foarte, foarte bine pentru a face o pastă. După ce am făcut pasta, este ca o pastă pentru bites, pentru a putea bălțui carnea. Introducem carnea în bites, o amestecăm foarte bine pe ambele părți, de fapt pe toate părțile, bălțuim carnea, așa arată carnea noastră bălțuită în condimente. După ce am bălțuit carnea, o așezăm într-o tavă. O lăsăm la cuptor timp de 40 de minute. După cele 40 de minute scoatem, le întoarcem pe partea cealaltă, le lăsăm încă 40 de minute, după care se pot servi. Le băgăm la cuptor, după care revenim. Pieptul nostru feliat de porc este gata, l-am scos de la cuptor. Așa arată, se poate servi pe lângă o garnitură de pireu sau cartofi, pe lângă legume la cuptor. Aici am făcut un sos de mărar cu smântână sau puteți face sos de smântână cu usturoi. Indiferent cum o doriți, fiecare face după gustul și plăcerea lui. Vă invităm cu drag la masă, vă dorim poftă bună, iar până data viitoare vă doresc numai bine, multă sănătate, stați în casă, aveți grijă de voi și să sperăm că vom trece cu bine peste această perioadă și continuați să găsiți rețete sănătoase, gustoase și să ne spuneți în comentarii părerea voastră. Numai bine, multă, multă sănătate, la revedere, dragilor, pa, pa!